Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Bine v-am regăsit și vă mulțumim că v-ați făcut timp și pentru noi. De obicei, întotdeauna aveți timp pentru comunitatea din Chivnoci și se vede acest lucru. Am dorit să ne spuneți de ce doriți să marcați ziua de 10 februarie. Da, bună ziua, încă o dată. Așa cum a spus încă de la începutul mandatului meu, printre altele, doresc promovarea culturii localității Comunei Chivnoci. Pe data de 10 februarie se sărbătorește Sfântul Haralambie, ocrotitor al celor ce fac pâine. După cum bine știți, localitatea noastră are un pronunțat caracter agricol. Mare parte din terenurile din Chivnoci vin fiind cultivate cu grâu, și totodată pe raza Comunei Chivnoci funcționează una dintre cele mai mari mori din România. Personal, în anul 2017 doresc să scot în evidență măiestria chivnocenilor și îmi doresc să organizăm câteva festivaluri, printre care Festivalul Vinului și Festivalul Pâinii la Chivnoci. Chiar în ziua difuzării acestui material video, sunt invitat în localitatea Varnenții, din Bulgaria, localitate care îl are ocrotitor pe Sfântul Haralambie. Vreau să vă spun că, legat de acest eveniment, elevii școlii din Chivnoci au participat la o lecție pe viu la una din brutăriile din zonă. Tot ceea ce vom realiza în acest an referitor la tradițiile agricole, la modul de obținere a pâinii, vom monta într-un mic filmuleț pe care îl vom prezenta la unul din festivalurile din acest an. Acest material video este doar a avea în premieră la lucrurile frumoase pe care le vom realiza împreună în 2017. Împreună cu elevii celor trei școli, împreună cu preoții de la cele două parohii, împreună cu inginerii agronomi din zonă, împreună cu toată populația care va dori implicarea în realizarea acestor evenimente. Cu această ocazie lansez invitația tuturor locuitorii din Chivnoci să participe în număr cât mai mare la acest festival, aceste festivaluri, atât la Festivalul Vinului, cât și la Festivalul Pâinii, pe care eu personal îmi doresc să-l realizăm în primăvară. Atât Festivalul Vinului și cât și Festivalul Pâinii. Domnule primar, noi rămânem surprinși că, deși județul Călăraș este un județ cu o tradiție agricolă, dumneavoastră, atât în primul mandat, să văd că mergeți pe aceeași linie și vă felicităm pentru acest lucru, încercați să reînviați o serie de tradiții. Am înțeles că în decursul anului, în afară de zilele Chivnociului, mai aveți un contact care încercați să aduceți populația, atât populația în vârstă, cât și tinerii, să preia aceste tradiții. Ne-ați putea da câteva exemple? Am început acest an prin acea manifestare care am avut-o pe 1 februarie de Sfântul Trifon, în care am adus în biserică și generația mai în vârstă și generația tânără și le-am explicat cum stă treaba cu muncile agricole, cu, în special cu viticultura, pentru că, așa cum am spus, Sfântul Trifon este ocrotitorul viilor și al livezilor din
din această localitate și nu numai, din întreaga lume. Da. Da, foarte interesant. Am înțeles că o să aveți și o întâlnire chiar în ziua de 10 februarie cu omologul dumneavoastră din Tudracan. Continuați proiectele transfrontaliere? Bineînțeles, voi participa la această întâlnire și vreau să vă spun că se împlinesc 5 ani de colaborare. O colaborare a prieteniei, a faptelor frumoase, a tradițiilor pe care încercăm să le păstrăm și de o parte și de cealaltă. Și de asemenea avem câteva proiecte depuse în lucru pe care le așteptăm aprobarea și finanțarea europeană și sperăm ca aceste lucruri să se concretizeze în acest an. Vă dorim mult succes și sper să aveți realizări cât mai fructoase și mai frumoase. Vă mulțumesc și țineți aproape de administrație, țineți aproape de Consiliul Local al Comunei Chirnoici și vom realiza împreună lucruri frumoase și interesante. Mulțumesc! Mulțumim.